Accident grav în județul Cluj, un autocar plin cu pasagerii s-a răsturnat în șanț după ce șoferul a pierdut controlul asupra direcției de mers. Conducătorul auto nu consumase băuturi alcoolice. Accidentul s-a produs pe raza localității Răscruci, din județul Cluj. Șoferul autocarului, în vârstă de 34 de ani, a pierdut controlul asupra direcției de mers și a ieșit în decor atât cu autocarul cât și cu remorca atașată. La fața locului au fost trimise multiple autospeciale de salvare, deoarece autocarul era plin de pasageri, mai exact 52. Din fericire, majoritatea oamenilor s-au ales doar cu o sperietură, iar toți oamenii au reușit să se autoevacueze până la sosirea autorităților. Doar doi oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale din cauza rănilor ușoare suferite și nu a fost necesar transportul lor la spital. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ. Polițiști au deschis o anchetă pentru a descoperi circumstanțele în care s-a produs accidentul.